Bine v-am găsit la Improv Football, numele meu este Ciprian Stoica și astăzi o să facem un video despre cum să-ți îmbunătățești tehnica la fotbal. O să facem 3 exerciții care o să te ajute pe tine să controlezi mingea mai bine în timpul meciului, în momentul în care preiei mingea, în momentul în care vrei să driblezi un adversar și în momentul în care, să spunem, vrei să conduci mingea în viteză. Așadar, urmărește-ne până la capăt, urmărește toate cele 3 exerciții și exersează-le pentru că o să-ți îmbunătățească tehnica foarte, foarte mult. Nu uita să te abonezi pe butonașul cel mic roșu de aici de jos, să dai un like la acest video și să mă urmărești pe pagina de Instagram Improv Football. Dacă vrei să fii la zi cu toate filmulețele și cu toate notificările, apasă butonul de subscribe și după aceea intră pe clopoțelul din dreapta și apasă pe toate notificările. Astfel o să fii notificat de fiecare dată când o să postez un filmuleț și o să ai toate informațiile în timp real pe telefonul tău. Așa că hai să-i dăm drumul cu primul exercițiu. Bun, pentru primul exercițiu o să avem nevoie de 5 jaloane, 5 copete, 5 sticle, ce prins una de mână. O să începem din dreapta, să spunem, momentul de față. Vom da o pasă cu peretele, vom prelua din prima. O să preluăm, când vine mingea în perete, preluăm din prima aici. Am venit, am dat în partea cealaltă, iar am preluat aici, iar am dat aici, iar am cu prelua în stânga. Am dat o dată, am două în stânga, două în dreapta, da? Cât mai rapid aici, da? Să încercăm să facem din ce în ce mai rapid. După aceea facem iarăși exterior, interior înapoi. Și reluăm aici. Și pe urmă venim aici, exterior, interior, exterior, interior și ne întoarcem aici. Facem o fetă ceva. Iar și începem exterior, interior, exterior, interior. Da? La primul exercițiu o să facem 3 repetări ori 5 serii, ok? Pentru exercițiul de viteză printre jaloane, o să punem 4 copete prima oară, urmează 3 copete în diagonală și iarăși 4 copete în șir și după aceea în capăt 2 copete albe unde terminăm. La al doilea exercițiu o să facem 3 repetări ori 5 serii. Acum o să ridicăm și o să facem și cu preluare sau fără preluare. Cum îți este ție mai ușor? Și încearcă după ce faci cu preluare să faci direct, să dai în perete, să menții mingea acolo. Trebuie să dai în perete, să controlezi mingea până controlezi de fiecare dată mingea, să nu cadă mingea deloc jos. În momentul în care mingea nu o să cadă deloc jos, o să ai un control aerian al mingii mult mai bun. Nu? În momentul în care o să vină mingea în aer la tine, o să preiei și o să dai mingea exact unde vrei tu, pentru că ai exersat la perete și ai învățat exact tăria potrivită, ok? Deci dacă ai pasa, prima atingere, adică preluarea, conducerea mingii în viteză și controlul balonului în aer, dacă mai adaugi și șutul, o să ieși cu siguranță în evidență. Pentru șut o să-ți las aici cum să tragi la poartă în forță și cum să tragi la poartă cu efect, o să ai acolo două filmulețe ca să poți să te uiți. Deci dacă le ai pe acestea 5, cu siguranță vei ieși în evidență. Dar în principal trebuie să ai elementele de bază. Lovirea mingii corectă, pasa, preluarea, conducerea mingii în viteză, da? Și controlul balonului în aer, bineînțeles. Da? Pentru jonglat o să-ți mai pun un link aici sus, în cazul în care nu știi să jonglezi, să înveți să jonglezi corect,
Antrenamentul de astăzi s-a terminat, așa că dacă ți-a plăcut acest video, ai un butonaș mic roșu aici, abonează-te la canalul meu, dă-i un like la acest video și spune-mi în comentarii ce ai dori să vezi la următoarele filmulețe despre fotbal. Cel mai important lucru de pe acest canal este sloganul exersează, exersează, exersează. Așa că până data viitoare, nu uita că fără muncă nu ai cum să devii mai bun. Bye!